Suporterii din Timișoara și Arad îngroapă securea războiului pentru o zi. Fanii renunță la rivalitate și se unesc împotriva lui Mircea Sandu și mitică Dragomir. La inițiativa lor, Poli și Uta se întâlnesc într-un meci direct care va încheia campania de amicale a iernii. Vom protesta împotriva celor care au transformat fotbalul românesc într-un gunoi, cei doi tartori din fruntea Federației și Ligii, precum și împotriva legii 4 și legii 10, care încalcă în mod flagrant numeroase drepturi cetățenești și lasă loc abuzurilor. Noi, suporterii celor două echipe rivale, am hotărât să trecem peste orgolii pentru un meci, totul fiind în interesul comun de a scăpa de cancerele fotbalului românesc. Se arată în comunicatul comun al celor două galerii. Conducerea UTI a luat deja măsuri de siguranță pentru jocul de sâmbătă și asta în ciuda faptului că suporterii au fost inițiatorii evenimentului. Liderii grupurilor de fani spun că peluzele vor scanda împreună împotriva lui Mircea Sandu și mitică Dragomir, pe care îi consideră vinovați pentru lipsa de rezultate naționale și a echipelor de club, precum și pentru încurajarea corupției la nivelul competițiilor interne.